Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Slatir Koglu și Halil Ibrahim, două dintre numele populare din lumea televiziunii turcești, reușesc mereu să-și entuziasmeze fanii. În cele din urmă, apariția Slatir Koglu pe platoul noului film al lui Halil Ibrahim, Ultimul bilet, a ajuns ca o bombă pe agenda revistei. Iată detaliile! Slatir Koglu a făcut o vizită surpriză în platoul filmului Son Bilet, cu Halil Ibrahim în rol principal. Slatir Koglu, care a fost primit cu căldură de personalul de filmare și de alți actori în timpul vizitei, a declarat că a vizitat platoul pentru a-i da moral lui Halil Ibrahim. Primele imagini făcute în timpul vizitei lui Sla s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare. În imagini, atitudinile sincere și fericite ale lui Slatir Koglu și Halil Ibrahim au atras atenția. Momentele în care duo-ul s-au susținut reciproc au atras multă atenție din partea fanilor lor. Decorul filmului Ultimul bilet este destul de intens și treptat. Celebrul nume Nuri Bilge Ceylan stă pe scaunul regizorului. Muncitorii și actorii și-au exprimat satisfacția față de vizita Slatir Koglu. Directorul Ceylan a spus: vizita lui Sila a adăugat o energie diferită setului nostru. Halil Ibrahim a făcut o declarație emoționantă despre vizita surpriză a lui Sila. Am fost foarte fericit să o am pe Sila aici. Mediul stabilit poate fi uneori foarte agitat și stresant, dar sprijinul lor mi-a dat putere, a spus ea. Această declarație a dezvăluit încă o dată angajamentul cuplului unul față de celălalt. Slatir Koglu a făcut o declarație despre vizita stabilită pe contul ei de socializare. Sunt aici să-l susțin pe Halil. Last Ticket este un proiect foarte bun și abia aștept să văd performanța lui Halil, a spus el. Acest anunț a generat mult entuziasm în rândul fanilor. Vizita lui Slatir Koglu la platoul Ultimul bilet a generat un impact uriaș pe rețelele sociale. Fanii au împărtășit mii de comentarii cu hashtag-ul #YesLaHalil7. Un fan a comentat: această legătură dintre Sla și Halil Ibrahim este cu adevărat specială. E grozav să-i vezi așa. Vizita lui Slatir Koglu pe platou a avut un mare impact asupra lumii revistelor. Emisiunile de televiziune și reviste au reflectat această știre în titlurile lor. Comentatorii revistei au lăudat această legătură puternică dintre cuplu. Filmul Ultimul bilet este despre o poveste dramatică de dragoste. Personajul interpretat de Halil Ibrahim spune povestea momentului în care a cunoscut dragostea vieții sale și evenimentele care s-au petrecut ulterior. Filmul atrage atenția pentru profunzimea emoțională și decorul impresionant. Alte imagini de pe platou includ momentele confortabile ale lui Halil Ibrahim cu costarurile și echipa de filmare. Halil Ibrahim a stabilit relații calde și prietenoase cu toată lumea de pe platou. Acest lucru afectează pozitiv atmosfera ambientală a filmului. Vizita lui Slatir Koglu pe platoul de filmare a ușurat puțin ritmul filmărilor. Echipa a continuat să lucreze mai motivată după această vizită. Halil Ibrahim a declarat: astfel de vizite plăcute ridică moralul platoului. După vizită, Slatir Koglu și Halil Ibrahim au răspuns la întrebările membrilor presei. Halil Ibrahim a spus: faptul că Sla este aici mi-a dat o motivație suplimentară. Vreau să dau cea mai bună interpretare a mea în acest film. Slatir Koglu a adăugat: am încredere deplină în succesul lui Halil Ibrahim. Acest film va avea un impact mare. Poveștile din spatele platoului s-au reflectat și în presă. Înainte de vizita lui Slatir Koglu, s-a vorbit despre momentele plăcute pe care Halil Ibrahim le-a petrecut pe platourile de filmare alături de colegii săi. Echipa de platou a declarat că energia pozitivă a lui Halil Ibrahim s-a reflectat pe platou. Se știe că și Slatir Koglu are planuri pentru cariera ei în film. Această vizită a oferit indicii despre viitoarele proiecte ale lui Slatir Koglu.
Fanii așteaptă cu nerăbdare ca Slatir Koglu să participe la proiecte de film. Halil Ibrahim și Slatir Koglu au anunțat că vor participa împreună la noi proiecte după filmul Ultimul Bilet. Noile proiecte la care duo-ul va lucra împreună au creat multă entuziasm în rândul fanilor. Slatir Koglu a spus: sper să fiu implicat în multe alte proiecte cu Halil. După vizită, postările despre cuplu pe rețelele de socializare au crescut. Fanii continuă să urmărească îndeaproape relațiile și proiectele lui Slatir Koglu și Halil Ibrahim. Fiecare pas al cuplului este primit cu mare interes. Vizita lui Slatir Koglu la platoul Ultimul Bilet nu a fost doar o vizită morală, ci a dezvăluit și sprijinul cuplului unul pentru celălalt. Această vizită a scos la iveală și armonia duo-ului în viața lor profesională. Fanii așteaptă cu nerăbdare lansarea filmului Ultimul Bilet. Odată cu lansarea filmului, spectacolele Slatir Koglu și Halil Ibrahim vor fi o sursă de mare curiozitate. Telespectatorii cred că filmul va fi un mare succes. Echipa de filmare a susținut că vizita lui Slatir Koglu a ridicat moralul platoului. Directorul adjunct a spus: vizita lui Sila ne-a dat energie. Acest sprijin crește motivația echipei. Săptămâna viitoare va fi lansat trailerul filmului Ultimul Bilet. Odată cu lansarea trailerului, vor fi cunoscute mai multe informații despre film și curiozitatea publicului va crește și mai mult. Trailerul va ajunge la o audiență largă pe rețelele de socializare și pe diverse canale de televiziune. Fanii lui Halil Ibrahim și Slatir Koglu cred că acest film va fi un punct de cotitură important în cariera cuplului. Criticii de film așteaptă și ei cu nerăbdare acest proiect. Sevin Okiaip, unul dintre criticii celebri, a spus: acest film va dezvălui din nou talentele lui Halil Ibrahim și Slatir Koglu. Data de lansare a filmului Ultimul Bilet a fost stabilită ca luna viitoare. Această veste a generat mare entuziasm în rândul fanilor. Odată cu lansarea filmului, spectacolele lui Halil Ibrahim și Slatir Koglu vor fi văzute de un număr mare de spectatori. Odată cu lansarea filmului, Halil Ibrahim și Slatir Koglu vor organiza evenimente speciale în care își vor întâlni fanii. La aceste evenimente se vor răspunde întrebărilor despre film și vor avea loc sesiuni de autografe. Vizita lui Slatir Koglu la platoul Ultimul Bilet a stârnit un mare interes atât în rândul echipei de filmare, cât și în rândul fanilor. Se pare că performanța lui Halil Ibrahim și sprijinul Slatir Koglu vor fi un factor important în succesul filmului. Telespectatorii așteaptă cu nerăbdare proiectul cu acest duo puternic. Pascali.